Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Zilele astea, colegii noștri au mai dat o tură prin platourile de la Te Cunosc de Undeva și au stat de vorbă și cu jurații și cu concurenții. Iar în emisiunea de astăzi, Carmen Rădulescu are răspunsuri pentru toate întrebările noastre. Apropo, tu știai că a urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de 3 ani? Practic, ea chiar poate să spună că a cântat de când se știe. Dragilor, Carmen Rădulescu, acum la cultură! Încercăm să o găsim pe Carmen Rădulescu, dar nu o văd nicăieri. Tu o vezi? Nu e. Cine e acolo? E Mihaela Runceanu? Ia vezi. Bună ziua! Mihaela Runceanu sau greșim? Scuze! Da, chiar ea! Chiar ea? Chiar ea! Incredibil! Tocmai am ieșit de pe scenă și aveam așa un moment de relaxare și de întoarcere în timp, dacă pot spune așa. A fost un moment grozav și unic în același timp. Scuze, nici n-am văzut când... bună seara, bună seara! Ce melodie ați interpretat din repertoriu? Să învingă dragostea. Și după cum știm cu toții, în momente mai grele, în momente mai puțin grele, dragostea întotdeauna învinge, nu-i așa? Absolut. Ești de acord cu mine? Absolut. Ok. Ce frumos. Spuneți-mi cam cât timp petreceți aici în platourile de la Te Cunosc de Undeva? Pe săptămână, să spunem. Pe săptămână avem luni, marți, miercuri, avem de muncit în fiecare săptămână. Nu există o săptămână cu relaș. Și cam de la 9 dimineața, hai să zic 8 uneori, au fost și am plecat la ora 10, la 11. Wow. Da. Wow. Da. Mai și dormiți? Da. Și mâncați? Da, sigur că da. Vreau să spun că din punctul meu de vedere doresc din suflet ca acest Te Cunosc de Undeva pe care îl ador de 13 sezoane, nu vreau să se termine. Deci îmi doresc să nu se termine. Never, forever. Serios. Spuneți-mi ce răspundeați în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Actriță. Mi-am dorit tare mult să cochetez cu scena. Iată, nu am reușit să fiu actriță, ci doar cântăreață. Dar totuși ați fost mereu pe scenă. Deși da, de la 3 ani și jumătate. Wow. Serios, prima mea ieșire pe scenă, pe atunci cântam la mandolină, a fost la 3 ani și jumătate, da. Am avut primul meu concert. Vă imaginați viața fără muzică? Nu. Cum ar fi arătat viața? Nu, și dacă aș fi fost altceva, orice alt job, să zicem, aș fi avut, fără muzică nu poți să trăiești. Deci muzica te încântă, îți cântă, îți dă stările necesare pe care trebuie să le ai în fiecare zi. Zic eu, așa se întâmplă la mine. Ce vă place cel mai mult să faceți atunci când aveți timp în afară de muzică? Să pescuiesc. Serios? Serios. Ce ați prins? Deci sunt un mare pescar și am prins cel mai mare pește. Să nu râdeți de mine. Cel mai mare pește a fost de 2,5 kg. O știucă. Eu care în prima dată în acea zi am dat la lansetă. Wow. Știi ce? Deci în prima zi. Noroc cu începătorul. Nu, am mai pescuit de ăștia mititei, așa, cărășei, plătici și alte minuni, dar la lansetă, prima mea știucă, tremuram toată ca varga, că nu știam ce este animăluțul ăla din... Unde mergeți la pescuit? Sunt curioasă. Peste tot, unde este... Cu plată, fără plată, nu contează. Baltă să fie și pește să fie. Spuneți-mi care este cel mai frumos lucru care vi s-a întâmplat luna asta. Repede, luna asta. Am primit un parfum cadou. Da, serios. Un parfum bun. Nu mi-l doream atât de tare, dar se pare că a fost pe gustul meu. Și apropo de asta, care e cel mai frumos cadou pe care l-ați primit? Nu știu, ceva ce vă vine în minte. În lungul anilor? Da. În copilărie sau acum? Oricând. Bicicleta.
Bicicletă. Bicicletă. Eu am început să merg pe bicicletă de la 5 ani și până în clasa 4-a n-au vrut să-mi cumpere. Au zis să stăpânesc bine bicicleta și când m-am întors într-o zi de la școală, am găsit bicicleta în cutie. Pe vremea aceea era acel faimos Pegas. Da. Și apropo de asta, cred că până și eu am acasă un Pegas. Serios? Care funcționează mi-l și dai mie că e nu numai am. Bun. Să mi-l dai mie, că eu nu mai am Pegasul, mi l-a dat mama. Oh, ce păcat, da, chiar e păcat. Că eu m-am mutat în București și a zis, mama, da, eu l-am, am dat bicicleta, că ce, mai vii tu în Onești ca să te plimbi cu bicicleta? Și am plâns după ea. Era bijuteria mea cea mai de preț. O amintire frumoasă din copilărie de la Onești. Amintire frumoasă. Am atâtea amintiri frumoase pentru că am avut o copilărie tare frumoasă. Este, deci una dintre amintiri a fost momentul în care tăticul meu m-a învățat să merg pe gheață. Mi-a pus patinele de gheață în picioare, aveam 4 ani. Și îți dai seama că la început mergi câș, în stânga, în dreapta. Și când am ajuns la marginea patinoarului, tata mi-a făcut un vânt și m-am dus până în capătul celălalt al platformei care se făcuse special în patinoarul și de atunci am stăpânit patinele. Pentru prima oară pentru prima dată. Deci nu am căzut, nu nimic. Asta a fost o amintire grozavă. N-am să uit. Nu pot să uit. Ce frumos! Ce vă place, nu, de fapt, ce ați vrea să învățați să faceți nou, dacă nu ați fi condiționată de timp, de bani, de orice? Să fiu pe scenă, din nou pe scenă, pentru că acolo cred că este locul meu, și să învăț un monolog, da? Și să fiu în stare să-l spun singura, cu râs, cu plâns, cu absolut toate momentele pe care le trăiește un actor de-a lungul timpului, dar în monolog, într-adevăr, ai mai multe trăiri, mai multe... Asta e foarte ofertant. Da, da. Spuneți-mi pe o scală se de la cineva? 1... Pe o scală de la 1 la 10, cât de mult iubiți felul în care arată acum viața dumneavoastră? Poți să spun 12? Da? Da. Se acceptă? Da. Da, trece 12. De 10. Wow. Trece de 10. Iubesc viața. Știu că e o întrebare grea, dar aș vrea să vă descrieți în 3 cuvinte. Blândă, nu sunt certăreață și foarte sociabilă. Foarte vorbăreață, să comunic tot timpul, să vorbesc. Nu sunt invidioasă, mai spun? Da. Da, mai spun? E de ajuns, dar dacă vreți să mai spuneți. Apropo de vorbăreață, cu cine vorbiți cel mai mult la telefon, de obicei? Cu managera mea și cu băiatul meu. Cât are acum cu băiatul managera dumneavoastră? Mea, pentru că avem depus la punct fel de fel de spectacole și alte minuni. Cu băiatul meu, pentru că mă întâlnesc cu el foarte rar, fiind aviator și zboară, și cu nora mea, bineînțeles, acum mai nou, pentru că s-au căsătorit de un an de zile. Cam ce atât. Frumos! Și în rest cu prietenii. Și așteptați probabil nepoței. Da, dar încă nu sunt pregătiți, ei nu se simt pregătiți și eu aștept cu nerăbdare. Când va fi, când vor considera ei că va fi momentul, nicio problemă. Acum trecem la lucruri mai puțin serioase. Care este mâncarea preferată? Sarmale. Ok. Sarmăluțe. În foi de varză, în foi de friț, în foi de... cum să-i spune? De viță. Viță, de vie, nu contează. Sarmale să fie. Da. Și un desert preferat? Doamne, de ce mă ispitești acum? De ce mă ispitești? Un desert? Orice este dulce. Vă place. Fructul preferat? Mere. Dar să fie din copacul ese de mine special, personal. Și pere și caise și cireșe și tot ce se numește fruct e Carmen le papă. Spuneți-mi unde vă simțiți cel mai bine? Acasă. Acasă, oricât și oriunde aș sta și m-aș duce în... eu știu, am prieteni mii care mă doresc alături de ei. Când vin acasă, mă simt foarte bine, dar când vin acasă, este cel mai bine.
spuneți-mi un loc din România pe care îl iubiți foarte tare. Ui, Doamne, avem o țărișoară atât de frumoasă încât nu pot să spun că am un loc special, anume unde mă simt bine. Peste tot, toate locurile sunt frumoase, dar la mine la Onești, ce ziceți? Eu mă simt bine acasă la mine la Onești. Mai aveți acolo o casă? Nu mai am casa, nu mai am casa, dar am încă rude și prieteni foarte mulți. Și mergeți acolo? Și merg, sigur că da. De câte ori pot, Onești este primul pus pe listă. Spuneți-mi un lucru despre care v-ar plăcea să cunoașteți mai mult, să știți mai multe. Un domeniu. Vreau să... Aș vrea ca să știu cât mai multe din tainele actoriei. Uh-huh. Mă pasionează acest... acest job, sau cum să-l numesc. Deci mă pasionează actoria. Trei actori preferați. Trei actori preferați. De la noi? Nu neapărat. De la noi? Iubesc pe toți de la Fructul Oprit, deci sunt topită după Fructul Oprit și le doresc succes în continuare. Hai să spun Adriana Trandafir, Carmen Tănase, Maya Morgenstern, Alina Pușcaș, sunt mulți. Dacă îi omit acum, nu, pentru că nu am timp să-i... Da, na. Sunteți mare fan, asta e clar. Da. Ok. Trei filme preferate. E greu. La filme mai... Fructul Oprit, mm-hmm. Așa. Și mai nou, mă cam uit la filme turcești, dar... nu știu, Hachiko. Mi-a plăcut foarte mult și am plâns îngrozitor de mult. Jumătate de film, cred că. Serios, da. Serios. Știu. Iar și îmi plac toate filmele unde este vorba despre animăluțe. Cai, pisici, căței. Mm-hmm. Da, da. Câini sau pisici, ce preferați? Având un cățeluș acasă, o fetiță, cred că prefer căței. Dar nici cu pisică nu mi-ar sta rău. La 20 de ani, mi-aș da întâi două palme și a spune, măi, Carmen, bineînțeles că aș lua din nou muzica la rost, dar mi-aș da două palmuțe ca să dispară aceste emoții pe care le-am avut toată viața și să fiu mai îndrăzneață, să fiu mai cu, nu neapărat cu un tupeu de la obraznic, să fiu mai înfiptă, așa, mai înțepată, mai... Da, asta aș face.